episodul de astăzi veți vedea top 20 mituri și legende creepy de pe TikTok în Minecraft. Vă asigur că o să fie un videoclip foarte înfricoșător. Vizionare plăcută! Dacă auzi o fată care plânge în lumea ta de Minecraft, ascunde-te cât mai rapid, deoarece dacă nu o faci, urmează să mori. Băieți și fete, bine ați venit la un nou episod din seria noastră de mituri creepy pe Minecraft. Vreau să vă zic, fraților, încă de la început, că într-un fel, ca să mă scuz dacă cumva îmi tremură vocea sau pare că mă comport ciudat, însă am foarte, foarte mari emoții pentru episodul de astăzi, deoarece astăzi, fraților, urmează să vedem dacă mitul fetei care plânge în Minecraft este adevărat. De când mă joc eu Minecraft, am mai auzit câteodată de acest mit și de pe TikTok și de pe YouTube, poate chiar și de la prieteni de-ai mei, dacă stau să mă gândesc și da, chiar am auzit și de la prieteni de-ai mei, însă până acum nu am fost interesat să încerc să văd dacă este adevărat sau nu. Însă ce să vedeți, fraților, a venit ziua cea decisivă și după cum puteți vedea, ne aflăm aici în savană, suntem aici cu Moșu, băiatul care ne zice miturile și urmează să vedem dacă este adevărat. După cum puteți vedea, fraților, suntem într-un village de ăsta din savană, din Acacia, care este abandonat. Adică, na, mi se pare destul de ciudat, știți că village-urile abandonate sunt destul de rare pe Minecraft, însă puteți vedea că, na, village-ul ăsta e pe bune abandonat și este ceva foarte, foarte creepy. Nu uitați de like și de subscribe și haideți să începem, fraților. Ăsta este, dacă nu mă înșel, episodul 2 din seria de mituri creepy. Scrieți la comentarii ce mituri mai vreți să încerc. Moșule, frățioro, zim ce facem astăzi, pe bune. Nu e de datoria mea să te țin în siguranță, însă vreau să-ți reamintesc că te pui într-un pericol foarte mare. După cum vezi, suntem într-un village din savană abandonat. Acesta este unul dintre cele mai rare village-uri pe care le poți găsi în Minecraft. Băi, știu că gen village-ul abandonat este un village foarte, foarte rar, însă, băi, mă gândesc că e adevărat, având în vedere că ești într-un village și din savană și abandonat și așa pe munte. Adică, da, nu găsești acest village pe orice hartă. Adică, bănesc că îl găsești pe orice hartă, nu-l găsești așa la fiecare pas, ca să zic așa, fraților. Ok, am înțeles, hai să vedem. Totodată este și village-ul în care Crying Girl sau Artist Girl este văzută aproape în fiecare noapte. Ok, Crying Girl, adică fata care plânge, sau fata artistă. Băi, nu știam că gen are două denumiri. De ce are două denumiri? Fata asta a avut o copilărie tragică. La început totul era frumos, însă nu știa că satul în care locuia ea avea să fie primul sat din savană abandonat. Nu spun mai multe, poți citi aici legenda ei, dar n-ești în pericol. Ok, boys, băi, deci am aflat o chestie nouă, nu știam că are două denumiri, gen fata care plânge sau fata artistă. Ok, hai să vedem ce avem aici. Mamă, avem foarte multe iteme! Bănuiesc că o să aflăm ce facem cu ele. Fata care plânge. Hai să citim legenda acestei fantome, fraților. Astăzi este vorba despre Crying Girl sau Artist Girl. Ok. Un mit creepy de pe Minecraft care te face să te gândești de două ori dacă vrei să intri în savană sau nu. Ok. Ei bine, povestea acestei fete a început perfect normal. Locuia într-un village din savană și avea o viață normală. Nu era bogată, dar nu era nici săracă. Ok, o fată normală. Bogăția ei însă consta în talentul de a picta. Ăsta era hobby-ul ei și, sincer, era foarte talentată. Aaa, deci da, să fie și fata artistă, pentru că pictează, ok. Obișnuia să meargă prin sat și să întrebe lume dacă vor să-i vadă picturile, ok? Câteodată mai făcea și cadouri anumite tablouri complet gratis. Mamă, băi, deci era un artist pe bune! Ok, păi și ce s-a întâmplat? Ei bine, până într-o zi, când din cauza unui incendiu izbucnit în sat, aproape toate casele de acolo au luat foc. Toată lumea a reușit să iasă și să supraviețuiască, mai puțin o persoană. În oarecare persoană, fraților. În momentul în care a început incendiul, fata se afla în camera ei și picta. În mai puțin de 2 minute, casa ei a fost acoperită de foc, iar după și ea și picturile ei. Ok, deci se numește fata artistă pentru că deci fata asta a murit în incendiu, a luat foc în incendiu în timp ce picta sau care-i treaba. Astfel, satul ei a ajuns primul sat abandonat din savană. Ok.
Și de atunci se spune că dacă găsești un sat abandonat în savană și o invoci pe Crying Girl, aceasta o să apară. Ok, păi da, stai că moșul nu mi-a zis cum să o invoc. Nu, ok, îmi zice aceeași chestie. Păi și cum o invoc, fraților? Cum o invoc pe Crying Girl? Hai să vedem. La un moment dat, pe timpul nopții, o să auzi niște plânsete, iar după o să o vezi pe ea. O să te întrebe dacă vrei să-i vezi colecția de picturi. Dacă nu accepti, o să te omoare atunci pe loc. Vreau să-i văd colecția de picturi, lasă așa. Dacă accepti, vei merge la ea acasă și îți vei dea cu părerea. Aici ține de norocul fiecăruia. Dacă îi spui că nu-ți place ce vezi, te va omorâ. Dar dacă îi spui că îți place, există o șansă de 50% să te lase să pleci, sau o altă șansă de 50% să nu te creadă, să înceapă să plângă din nou și să te omoare. Invocarea ei se face prin a pune un tablou în fiecare casă din sat. Dacă găsești un tablou într-o casă, înseamnă că ea a mai fost pe aici și sunt șanse și mai mari să apară. Ok, boys. Deci, așa un rezumat să facem. Este vorba despre o fată care a murit într-un incendiu, nu știu ce, și eu dacă o invoc, fraților, o să aud cum plânge cineva pe lumea mea de Minecraft, o să o văd pe ea și o să mă întrebe dacă vreau să-i văd colecția de tablouri. Ok, nu-mi place cum sună, nu-mi place cum sună deloc, însă hai să facem chestia asta, mamă, deci am și mai mare emoții. Deci invocarea ei se face prin a pune un tablou în fiecare casă din sat. Ok, bă, acum e zi, deci bănuiesc că avem timp să punem un tablou în fiecare casă din sat, dar hai să vedem ce mai avem în chestul ăsta, fraților. Deci avem aici un shotgun! Ok, deci bănuiesc asta ca să ne apărăm, dar na, sper să fie bine. Avem lemn, nu știu de ce, și picturi. Ah, boys, cred că avem lemn ca să ne urcăm pe acolo. Vedeți că na, e destul de nașpa să te urci pe aici. Ok, fraților, haideți să începem invocarea. Mamă, stați că a zis o chestie. Dacă găsești vreun tablou într-o casă, înseamnă că ea a mai fost pe aici și sunt șanse și mai mari să apară. Mamă, deci dacă găsesc un tablou într-o casă, mă cac pe mine de frică. Efectiv, ok, bun. Hai să începem, boys, o luăm încet. Băi, da! Bă, parcă ăsta era un village abandonat, bro! De ce recoltă pe aici? Ok, asta e ciudat. Asta e ciudat. Mă, ok, fraților, aici nu-i nimic. Deci trebuie să pun un tablou în fiecare casă. Ok, am pus un tablou. Băi, fraților, deci mi se pare ciudat. Așa e în fiecare village abandonat. Ok, uite și un pat. Ok, patul poate să fie. Deci trebuie să punem un tablou în fiecare casă. Bun. Nu știu de ce e recoltă pe aici, boys. Uite și acolo încă o casă. Deci trebuie să avem foarte mare grijă, mamă, boys. Să nu văd cum vrea vreun tablou, că mă cac pe mine de frică. Ok, ce avem aici? Bun. Punem și aici un tablou. Aici avem niște iteme. Ok, hai să ducem mai departe, bro. Mamă, deci voi mi-e frică, Maxi. Ok, și aici, mamă. Ok, hai să punem și aici. Deci nu putem să mergem mai sus. Bun, deci am pus la primul nivel. Nu n-am ratat nicio casă, nu? Bun, hai să mergem mai departe. Băi, e ciudat că e recoltă pe aici, boys. Mamă, să nu văd pe aia cumva vreodată așa din greșeală. Nici nu știu cum arată, bro. Dar na, bănesc, o să-mi dau eu. Ma. Frate, mamă, și se începe. Ma. Mamă, what? Mamă, credeam că am văzut ceva acolo. Deci, băi, deci din cauza la cap, băi, bola, credeam că am văzut un nume acolo. Mamă, fraților. Ok, am găsit un tablou. Ce avem aici acest? N-avem nimic aproape. Mamă, boys, ok. Ok, nu e bine. Pun la blow și în casa asta, pun și în casa asta. Mamă, ce e asta? Smoker, ok. Ok, nu e bine ce se întâmplă, nu e bine deloc. Ok, să mergem mai departe. Aici pe stânga nu cred că mai am vreo casă sau ceva de genul, nu? Nu cred, sau? Nu, nu mai am nicio casă. Hai să mergem aici în continuare. Uite, să mergem și la casa aia și după mergem și sus de tot. Mamă, boys, băi, deci nu e bine. Nu e bine, aia nu e casă, deci n-am ce să pun. Hai să vedem aici, boys. Băi, și aici e un tablou deja, mamă, man, ok, mamă, deci nu e bine. Pun și aici unul. Ok, mamă, băi, deci băi, mi-e frică maxim. Mi-e frică maxim, adică, sau, nu știu dacă cumva reacționez eu prea așa, sau e normal să găsești tablouri. Că dacă e normal să găsești tablouri, nu reacționez deloc, adică reacționez eu, fac overreacting, că nu e nicio problemă. Mă uit și aici, băi, deci mi se pare ciudat rău de tot, deci nu spune că știi ce e un tablou, ok, bun. Și cred că asta e ultima casă, bă, nu, mai e și asta, ok. Deci, băi, fraților, mi se pare, ia să vedem aici,
Bă, hai să iau și o armură asta să mă pun pe mine. Deci, fraților, mi se pare că... cum îi zice... e o atmosferă foarte, foarte creepy, dar nu știu sigur dacă e normal să primești, gen, să pui, să vezi tablouri în casele lor. Și nu știu dacă e normal să fie, uite, recoltă de asta. Bro, cine a pus recolta asta aici dacă village-ul e abandonat, man? Ce zic? Adică, deci, asta sunt cam 100% sigur că mai e și în alte village-uri, ce zic? Gen, dar n-are sens, ok. Hai să mergem și la casa asta. Deci, practic, asta este ultima casă. Ok, boys, bun. Deci eu acum o să mă duc undeva. Stați puțin, hai să mă duc, uite, mă duc în casa asta că mi-a plăcut ceva mult. Deci mă pun aici, boys, în casa asta și aștept să vină seara, nu? Că așa zice, ia să vedem. Așa. La un moment dat, pe timpul nopții, o să auzi niște plânsete. Deci, boys, pe timpul nopții. Deci eu o să aștept să vină seara și o să vedem dacă cumva, pe timpul nopții, o să au niște plânsete și o fată care vrea să-i văd galeria de artă. Bun, frate, deci, băi, mi-e foarte, foarte frică. O să țin shotgun-ul ăsta aici cu mine și hai să vedem dacă vom găsi ceva. Așteptăm să se facă seara. Deci o să stau fix aici, nu mă mișc, mi-e foarte, foarte frică. Bun, băi și fete, s-a făcut seara. Nu știu dacă observați, dar mie mi se pare că pără și caracterul meu din Minecraft tremură. Uitați-vă cum ține shotgun-ul ăla în mână. Și fraților, dacă ne uităm pe aici, nu am mâncare. Ok, însă acum s-a făcut seară, nu cred că e o problemă mâncare, adică poate găsesc eu, gen, ok, am acolo jos, am fân și toate chestiile alea. Fraților, deci s-a făcut seară și momentan nu aud niciun plânset sau ceva de genul. Deci e totul bine, suntem în siguranță. Însă hai să ieșim din casă și să ne plimbăm prin village să vedem dacă găsim ceva. Deci e bine că n-au auzit niciun plâns, suntem în siguranță, e totul bine. Bun, ok, hai să mergem, au boys. Deci băi, mi-e frică maxim. Mi-e frică maxim rău de tot. Băi, am aici niște... Băi, hai să iau fânul ăsta, știi zic, hai să iau fânul ăsta. Să-mi fac niște... niște bread, știi ce zic? Hai să-mi fac și un crafting table. Băi, frate, deci vedeți, n-au nicio fată care plânge, bănuiesc că ar fi trebuit să o aud. Deci probabil mitul este fals și eu am găsit alea din greșeală, știi, zicem, picturile alea din greșeală. Ok, hai să ne uităm în fiecare casă. Poate e într-o casă sau ceva de genul. Băi, frate, eu am uitat să pun... Băi, eu am uitat să pun picturi în casa asta? Băi, nu cred. Ok, o să mă uit și eu la filmare. Da și voi înapoi, frațiu gen. Eu am uitat să pun picturi în casa asta? Băi, nu cred. Ok. Sau, nu știu, bro, zic că, de ce ar dispărea picturile? Dar, nu știu, gen, am uitat eu să pun? Ar fi destul de ciudat, bro, să se întâmple asta. Ia să mergem și aici, boys. Ia să vedem ceva aici. Ok. Băi! Bă, nici aici nu mai sunt picturile, man! What? Băi, aici sunt 100% sigur că am pus, că mi-amintesc. Băi, deci sunt 100% sigur că am pus, că mi-amintesc, că știam că, practic, am uitat de casa asta. Ce în față? Mamă, ce m-am speriat, am văzut ăla acolo. Mamă, ce m-am speriat. Ok, deci, băi, eu sunt 100% sigur că am pus picturi aici, fraților. Gen, nu glumesc, nu fac glume proaste sau ceva de genul. Ok. Hai să mergem, să fie totul bine, ce zic, să fim în siguranță sau ceva de genul. Ok. Mamă, deci credeam că e ceva acolo, dar de fapt e lava aia. Bun, hai să mergem și pe aici. Încercăm să mergem la fiecare casă din village, ce zic, bro? Hai să mergem și aici, bros. Băi! Băi, peste, deci băi. Nu, deci aici sunt iară 100% sigur că am pus picturile. Deci picturile au dispărut, fraților. Mamă. Ok, nu e bine deloc. Nu e bine absolut deloc ce se întâmplă. Hai să mergem și acolo, boys. Ia uite, ia și casa aia. Băi, și în casa au dispărut picturile, nu-mi spune. Nu-mi spune, frate, că și în casa asta au dispărut picturile, bro. Nu vine să cred. Bun, deci fraților, au dispărut picturile. Însă, nu auzim nicio fată care plânge sau ceva de genul și nu vedem nicio fată care plânge. Hai să mergem aici, bojite, hai să mergem și la casa aia, știi ce zic? Hai să mergem și la casa aia. Cred că aia este ultima casă, practic, ia, hai să vedem.
Ia vine aici așa. Mă, băi, și vede ce e acolo. Băi, băi, cine? A, e moșu, bro. Băi, ce m-am speriat, man. Băi, am văzut ceva acolo și m-am speriat, bro. Băi, era moșu, man. Wow. Că dacă că s-a spaurat aia, ok. Bun, fraților, ia să vedem și în casa asta. Băi, în casa asta e o pictură. Băi, băi, ce se aude? Fraților, fraților, ce se aude? E o pictură în casa asta. Ma, mama, fraților, băi! Băi, 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 cine e aia? Băi, băi, fraților, cine e aia? Băi, 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 sora mea, nu mai plânge. Bro, nu mai plânge. Stai, stai să mă duc la ea. Ok, s-a oprit din plâns, mamă, se uită la mine. Mamă, ok, fraților, se uită la mine. Ce-i cu asta? Salut, vrei să vezi picturile? Sunt foarte frumoase. Intră în casa mea, ok, Doamne ajută. Acum, fraților, e norocul nostru. Am invocat-o, e norocul nostru. Da, vreau să-ți văd picturile. O să mă uit chiar acum la tine aici. Băi, sunt chiar foarte frumoase. Adică, na, sunt drăguțe. Adică se vede că ai talent. Fraților, de ce pleci? Mamă, băi, nu-ți plac, știu că minți. Nu mint. Dacă vezi această fată lângă casa ta din Minecraft, trebuie să te ascunzi cât mai rapid. Salutare băieți și fete, numele meu este Marusiancu și bine ați venit la un nou episod creepy de Minecraft la mine pe canal. Astăzi, fraților, vom încerca un nou mit creepy, deoarece acum câteva zile am încercat un mit creepy și am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult și am zis să continui această serie. Dacă mai vreți să testăm mitul creepy, apăsați acum butonul de like și lăsați și un comentariu ca să știu și eu părerea voastră. Ei bine, fraților, astăzi vom testa unul dintre cele mai vechi mituri care există în Minecraft. Nu sunt 100% sigur, s-ar putea să vorbesc prostii, însă cred că este al doilea mit după mitul lui Herobrine, pentru că știți că mitul lui Herobrine e cel mai vechi mit din Minecraft, pentru că e primul mit horror care a existat vreodată în jocul ăsta și s-ar putea ca ăsta să fie al doilea. Este vorba despre Samara The Lost Girl. Nu știu dacă ați auzit până acum, poate unii ați auzit, poate unii nu. Chiar dacă este al doilea mit după Herobrine, nu este și al doilea la popularitate, pentru că na, nu este chiar atât de popular. Însă mitul acesta este despre o fată care vine la casa ta din Minecraft și te întreabă unde este. Și tu, în momentul în care ea deja a apucat să te întrebe unde este, ești mort, adică nu ai ce să răspunzi. Dacă v-aș da să vă zic gen ce să răspundeți, nu știu ce să răspundeți, pentru că cică ești mort dacă se întâmplă chestia asta. Însă, fraților, haideți să aflăm mai multe despre mitul ăsta și să vedem ce informații am reușit să culeg de pe Minecraft Creepypasta Wiki. În cazul în care nu știi site-ul ăsta, este site-ul oficial cu creepypasta-uri din Minecraft. Acolo găsești tot felul de chestii ciudate în jocul ăsta. Hai să vedem care-i treaba. Mitul lui Samara. Hai să citim chestia asta. Deci, na, este vorba de Samara, după cum v-am zis, o fată pierdută. Ascultați chestia asta pentru că e ceva super, super creepy. Mitul Samarei / mitul fetei pierdute din Minecraft. Mitul Samara, The Lost Girl from Minecraft, este unul dintre cele mai vechi mituri care bântuie acest joc. Da, fraților, este foarte, foarte vechi. Nu există nicio informație clară. Deci astea, fraților, sunt informații traduse de pe site-ul Minecraft Creepypasta Wiki. Dacă cumva există greșeli de traducere, na, vă dați seama. Nu există nicio informație clară despre originea acestei fete. Unii spun că a avut o legătură directă cu Steve, poate a fost iubita lui, poate a fost sora lui, însă nimeni nu știe. În ceea ce privește originea ei, sunt doar speculații. Dar un lucru care nu este o speculație este apariția ei în joc. Aceasta a apărut prima dată în anul 2014, fraților. Efectiv în 2014, când eu aveam 90 ani, depinde în ce lună a apărut. Eu în 2014 a existat o perioadă când am avut 9 ani și Samara a apărut pentru prima dată în jocul Minecraft. În perioada aia, singurul mit popular din Minecraft era Herobrine. V-am zis, fraților, gen, nu știu dacă a fost fix al doilea, am văzut asta pe TikTok undeva, la cel gen, era un TikTok de ăsta, cele mai vechi mituri din Minecraft și era și Samara asta pe aici. Nu știu neapărat dacă a fost al doilea, însă a fost vechi, asta contează.
Așa că foarte multe persoane au fost șocate să vadă videoclipuri slash imagini pe internet în care jucători normali de Minecraft au găsit această fată care cere ajutor pe lumea lor, gen cere ajutor în legătură cu locația unde se află. Tocmai de aceea, foarte mulți au fost sceptici și au zis să încerce pe pielea lor să vadă dacă Samara există. Mitul Samarei, The Lost Girl from Minecraft, este unul foarte simplu și chiar este, frate, adică am văzut și eu niște imagini și niște declarații de-astea despre Samara asta și mi s-a părut cel mai simplu mit din Minecraft, auziți și voi aici. Tot ce ai nevoie pentru a invoca pe Samara sunt niște sign-uri de lemn și un village. Da, frate, ați auzit foarte bine, tot ce avem nevoie sunt niște semne și un village. După cum puteți vedea, avem aici village-ul, da? Și avem aici și niște sign-uri. Hai să citim ce trebuie să facem cu astea. Bun, trebuie să mergi în acel village și să alegi o casă în care va urma să o invoci pe Samara. Mergi la acea casă și pune pe ea un sign unde o să scrii Samara come here, gen. Eu am văzut și mai multe variante în care scriai pe chat nu știu ce, dar asta am găsit așa că asta facem. Fix așa, fără nicio schimbare. Deci Samara virgulă come here. După ce ai făcut asta, sparge tot din interiorul casei ca să rămână goală. După asta, mergi la fiecare casă din village, în afară de casa unde vrei să o invoci, și pune un semn cu X. Deci, într-un fel, în cazul în care nu v-ați prins, fraților, trebuie să alegem o casă unde se va spamuna Samara și după mergem la fiecare și punem un semn cu X, într-un fel, gen casa asta este eliminată sau ceva de genul, în cazul în care nu v-ați prins. Ok. Samara trebuie să știe unde o chemi. După ce ai făcut chestia asta, îndepărtează-te la minim 100 de blocuri de casa Samarei. Așteaptă să se facă seară, iar când soarele o să apună, o să observi că acea casă se va schimba și va deveni un coșmar. Deși că casa se schimbă, nu o să mai arate așa cum o știm noi. Și înăuntru o vei putea vedea pe Samara, care o să te întrebe unde se află în momentul de față. Dacă ai noroc, ai câteva secunde să fugi, dar odată ce a dat ochii cu tine și te-a întrebat unde se află, ești ca și mort. Deci da, fraților, asta este mitul Samarei. Bun, am vrut să văd dacă filmez chestia asta. Haideți să-i dăm drumul. Haideți să ne luăm armura asta de iron, Doamne ajută să fie totul bine, și să începem mitul. Deci, fraților, o să facem totul ca la carte, pentru că o să facem fix cum scrie în carte. Deci, prima dată, mergem și găsim o casă care va fi simbolul, gen, adică unde trebuie să o găsim pe Samara. Haideți să găsim o casă, fraților. Ce casă ne place nouă să o invocăm pe Samara în ea? Let's go! Bun. Băi, știți cum o să facem? Deci fiți atenți. Noi să zicem, deci a zis că după ce o să fac asta și vreau să înceapă mitul, trebuie să fiu la 100 de blocuri. Deci aici stau eu. Hai să mergem la ultima casă, la ultima casă de acolo, ca să păstrăm distanța, da? Gen, ca să nu luăm o casă din mijlocul village-ului și după să ne ducem nu știu unde și Doamne ferește, nu mai găsim village-ul. Știi ce zic? Hopa! Uite, Iron pe jos. Ok, ia să chechi de la Iron Golem. Bun, fraților, haideți să luăm ultima casă din village. Uite, asta vreau să fie casa în care se va spawna Samara. Este ușa deschisă, avem vreun chest ceva aici? Nu. Bun, mergem aici și punem sign-ul Samara, come here. Punct. Deci fix cum scrie în carte, Samara, vino aici, vedeți, are și sign-ul aici ca să știe Samara unde trebuie să se ducă. Acum, deci facem totul ca la carte, fraților. Fix așa, fără nicio schimbare. După ce ai făcut asta, sparge tot interiorul casei ca să rămână goală. Spargem totul. Avem puține chestii de spart și drept. Bun. Și casa este complet goală înăuntru. Și după asta, trebuie să mergem în fiecare casă din village-ul ăsta și să punem un X. Let's go. Mergem aici, punem X. Uite, hai să punem X mare. X aici. Punem X aici. Încercăm, fraților, să nu spargem multe chestii. Hai să mergem și aici. Deci la fiecare casă. Sper să nu cumva să ratez vreuna sau ceva, Doamne ferește. X aici. X aici. Mamă, bă, sper să am destule sign-uri. X aici. Ok. În partea aia văd că nu este absolut nimic, deci mergem tot pe șirul ăsta. X aici. Așa. X aici. X aici. X aici. Și X aici. Bun, băieți și fete. Deci cred că am făcut tot ce trebuia. Adică hai să facem așa un fel de
verificare. Să vedem că, deci după cum puteți vedea, fraților, fiecare casă din acest village are un sign pe ea. Bă, nu știu dacă se pune și fântâna. Hai să punem și pe fântână. Ce o fi, o fi, fraților, nu strică cu nimic, pune și pe fântână. În partea asta nu e nicio casă, nu n-am ratat eu ceva. Bun, deci după cum puteți vedea, am respectat mitul 100%. Fiecare casă are un X pe ea și casa în care trebuie să vină Samara are aici Samara come here și o să-i deschidem și ușa. Sau hai să nu-i deschidem ușa, să lăsăm totul așa. Bun, iar acum a zis că trebuie să mă îndepărtez la minim 100 de blocuri de această casă. Deci băi, fraților, după calculele mele, eu cred că până la chestul meu sunt 100 de blocuri. Gen, am eu convingerea asta. Tare am impresia că sunt 100 de blocuri, sper să nu mă înșel. Dar hai să zicem, pentru siguranța noastră, o să mă duc, uite, mai în față. Uite, o să mă duc după dâmbul ăsta. O să mă duc, uite, lângă apă. Vedeți acolo că e niște apă? Acolo o să mă duc. Hai că dă-o naiba, fraților, aici trebuie să fie, ia uite, la pumpkin-ii ăștia. Uite, după copacul ăsta, aici 100% trebuie să fie 100 de blocuri față de casa lui Smaranda. Dar nu, uite, stăm, am trecut și malul, Smaranda, doamne, Samara. Bun. Deci am făcut chestia asta. Acum, băieți și fete, vom sta aici. Uite, o să-mi pun și pătuțul ăsta aici și o să așteptăm până se face seara, ca după să mergem în village să vedem dacă Samara este acolo sau nu. Sunt chiar foarte curios. 100% sunt la distanță de 100 de blocuri. Deci hai să vedem ce o să se întâmple. Bun, băieți și fete, s-a făcut noapte pe harta mea de Minecraft și urmează să vedem dacă mitul Samarei a funcționat sau nu. Acolo în comentarii am văzut că la unii a funcționat și la unii nu. Doamne ajută să fim pe partea pozitivă. Deci după cum puteți vedea, am folosit la ceva acea torță pe care am furat-o din presupusa casa Samarei. Am pus-o aici ca să nu fie nicio problemă. Bun. Haideți, fraților, să mergem în village. Haideți să respectăm mitul și să mergem în village. N-avem aici vreun super item, ceva să ne dăm un golden apple sau ceva de genul. N-avem nimica. Haideți să mergem în village să vedem dacă o să ne întâlnim cu Samara, care o să ne întrebe unde este. Ok, bun. Deci momentan n-avem nimica, nu se vede nimica, nici măcar n-a trebuit să se vadă. Hai să vedem în chest, poate ne-a lăsat aici o notiță în chest. Nu. Ok. Haideți să vedem. Bun. Momentan nimica, fraților. Uite, semnele cu X încă sunt aici. Ok. Trebuie să avem foarte, foarte mare grijă. Sunt curios de casa aia pe care am ales-o. Bro, casa nu mai e acolo. Ce bă, se vede ceva ciudat, bro, acolo în locul unde am ales noi casa. Ce se întâmplă? Ok, uite și villager, uite X-uri pe aici. Let's go. Bro! Oh my god, s-a întâmplat ceva cu casa, fraților. Ok. Holy shit. Cred că Samara este înăuntru. Deci vedeți, fraților, că s-a schimbat casa. Adică nice, s-au schimbat materialele din ce e făcută. Nu s-a schimbat că arată gen la fel. Bro. Și avem aici un sign. Where are you? Are you hiding? Nu mă ascund. Bro, nu e nimeni înăuntru. Băi, ce e asta? Băi, nu vreau să că mă cac pe mine de frică. Băi, ia stați. Ok, deci a mers, dar unde-i Samara, băi? Where are you? Are you hiding? Samara a venit aici și nu m-a găsit. Ok, haideți să o căutăm noi pe ea, fraților. Să vedem, poate e pe aici, man, dar nu văd. Cumva doar s-a schimbat casa și Samara nu a apărut. Sau să mergem pe partea asta? Credeți că dacă mergem pe partea asta, credeți că a sărit Samara malul? Nu cred, fraților. Oh my god, ok, ba da, cred. Oh my god, voi vedeți ce voi și eu, bro? Uite-o pe Samara în față. Aoleu! Aoleu! Bro, cum s-a mișcat așa de rapid? Nu poate să se miște. Oh my god, băi!
Se teleportează! Uitați-o pe Samara! Mamă, dar ce rapid s-a mișcat către mine, că mi-a stat inima în loc! Oh my god, fraților, ce rapid m-a detectat! Jesus, bun, deci vedeți că nu auzim nimica de la ea, gen cum ne-ar întreba ceva, că ar fi niște sunete sau ceva. Asta, na, cel puțin eu nu experimentez chestia asta, nu vreau să zic că e falsă neapărat. Dar na, să încercăm să mergem așa, să întărâtăm puțin, ia să vedem. Ia, dacă mergem așa o să vină la mine? Ok. Ok. Ce se întâmplă? Moare? Frate, ce se întâmplă cu Sam? Oh, shit! Oh my god. Oh my god, oh my god, fraților! Samara vine după mine, Samara vine după mine! No! Bun! Deci în apă nu poți să intri, sora mea! Bun, fraților! Asta este Samara, ia să zic că să ne apropiem de ea. Ok. Opa! Bă, zici ceva! Oma! Fraților? Se aude ceva? Samara? Bro? Voi vreți să se aud niște chestii, dar nu se aude, gen, nu mă întreabă unde e. Bun, băieți și fete, ăsta a fost mitul lui Samara. Mie mi-a funcționat, a fost ceva chiar foarte, foarte creepy. Dacă mai vreți să facem episoade cu creaturi creepy, scrieți la comentarii. Aaaa! Bro, e așa, Devish, dacă e în apă, am înțeles. Dacă mai vreți să facem episoade genul, scrieți la comentarii. Eu am fost Marusian cu Vampa pe toți și sper să aveți o zi minunată. Baftă mâine la școală, pa, pa! Astăzi voi încerca un nou mit creepy în Minecraft. Mai exact, mitul omului cu cap de drujbă. Ați auzit foarte bine, frați și surori. Numele meu este Marusian cu și bine ați venit la un nou episod foarte creepy de Minecraft la mine pe canal. Astăzi, băi și fete, vom testa un nou mit, însă de data aceasta este vorba pe bune despre un personaj super, super creepy. Mai exact, vom încerca mitul și totodată vom încerca să-l invocăm pe omul cu cap de drujbă. În cazul în care nu știți cine este, mai are încă o denumire care este cea mai populară, mai exact Chainsaw Man. Fraților, din câte am înțeles, gen, este un personaj din animeuri și în ultimele zile toată lumea a luat-o razna cu el. Adică m-am uitat la youtuberii din America și toată lumea de Chainsaw Man jos, Chainsaw Man sus, efectiv este foarte, foarte mare nebunie. Dacă ar fi să vi-l prezint fizic pe băiatul acesta, chiar dacă probabil îl aveți și în thumbnail, este vorba despre un om care are capul de drujbă, gen, în loc de drujbă are un cap. Ei bine, și că băiatul ăsta a apărut și în Minecraft, însă are o poveste ceva mai diferită care are un pic legătură și cu animeul, însă gen, este ceva la mijloc. Ei bine, băi și fete, eu mă aflu pe o hartă de adventure foarte, foarte interesantă în limba română, unde și că urmează să-l invocăm pe omul cu cap de drujbă. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, deci vreau, fraților, ca toată lumea, deci dacă tu te uiți acum, apasă butonul de like, dacă mai vrei să mă joc genul ăsta de hărți cu mituri super, super interesante. Hai să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul. Domnul Villager, spuneți-le care-i treaba, băi, cu omul ăsta, omul drujbă-i se mai zice, hai să vedem. Marius, știu de ce te afli aici. Vrei să știi adevărul despre omul drujbă, după cum v-am zis. Da, exact, chiar asta vreau să fac. Nu știu dacă este o veste bună sau rea pentru tine, însă vreau să zic că Chainsaw Man există. Fraților, Chainsaw înseamnă drujbă, în cazul în care nu v-ați dat seama. Băi, asta urmează să vedem. Asta urmează să vedem, nu pot să iau cuvântul tău așa pe bune, urmează să vedem. Singurul loc din Minecraft unde apare este satul nostru. What? De ce fix în satul vostru? Deoarece acesta este mort și trebuie chemat. Ok, fraților, asta mi se pare destul de ciudat. Cum adică, de ce singurul loc din Minecraft unde poate să apară este satul vostru? Nu prea are ce sens, bro, în fine. Poate nu înțelegi ce zic acum, poate ți se pare totul o poveste fără sens, însă citește aici povestea omului drujbă și după întreabă și alți săteni din sat și o să-ți dai seama că totul este adevărat. Băi, da, adică chiar mi se pare ciudat că doar în satul vostru, că uitați-vă, frate, la satul ăsta, adică e un sat normal din Minecraft, nu mi se pare absolut nimica special la el. Nu înțeleg de ce fix aici poate să se spawneze omul drujbă, însă hai că te crepe pe cuvânt, frățiorul, hai să vedem. Omul drujbă, hai să vedem, are o mică poveste băiatul ăsta, să o citim să vedem care-i treaba.
Omul Drujba a fost văzut ultima dată acum 6 luni. Mamă, băi! Băi, destul de aproape. În village-ul denumit Chainsaw Village din Minecraft. Deci ăsta este Chainsaw Village din Minecraft. Fraților, dacă vreți, scrieți la comentarii și o să vă dau seed-ul de la hartă și coordonatele acestui village. Asta este Chainsaw Village. Bro, dar de ce e? N-are niciun sens, bro. Uitați-vă la el, e un village normal, man, nu? Sau... nu ratez eu nimica, bro, e un village normal. O să intrăm și acolo, însă prima dată să vedem aici. Ei bine, demonul are un... a, deci e un demon. Deci e mort omul Drujba. Ok, hai să lăsăm asta, să vedem care e treaba. Ei bine, demonul are un motiv foarte bun pentru care bântuie acest village. Nimic nu este întâmplător. Hai să auzim. Însă, hai să zic puțin din istoria acestui om și de ce a ajuns să bântuie acest village. Hai să vedem. Ei bine, acesta era un băiat normal la liceu, un adolescent cu note foarte bune, căruia îi plăcea viața. Îi plăcea să meargă la petreceri, să cânte la chitară și să facă tot genul ăsta de activități. Frumos! Totul avea să se schimbe într-o bună zi, când și-a întâlnit iubirea vieții lui, mai exact pe Makima. Hopa! Deci e vorba de o fată, deci trebuie să o reține, bănesc, pe această Makima. Deci asta e gagica lui omul Drujba. Ei s-au întâlnit la liceu, deoarece Makima era nou în oraș și din momentul în care s-au văzut, s-a simțit o dragoste puternică. Ei bine, lunile au trecut și au început să se cunoască și ce să vezi, au ajuns să fie împreună. Ce drăguț, fraților! Se iubeau unul pe celălalt și parcă nimic nu putea să-i despartă. De fapt, chiar nimic nu o să-i despartă. Ok, când e o continuare, bun, deci asta e față, deci aici că se iubea unul pe celălalt și parcă nimic nu putea să-i despartă. Având în vedere că frățiorul omul Drujba e mort, i-a despărțit ceva, practic, nu? De fapt, chiar nimic nu o să-i despartă, gen, a, o fi ca muri și a, bro? Sau care-i treaba? Ok, hai să nu mai dăm spoilere de-astea, predicturi de-astea și să citim povestea, a, stați. Tatăl fetei avea o fermă. Acolo, pe lângă activitățile normale de a da mâncare la animale și tot felul de lucruri pe care le fac fermierii, tatăl ei era un om mai ambițios. Acesta muncea în fiecare zi să-și extindă ferma, încerca să construiască în fiecare zi chestii noi și să adune materiale. Ce tare, bun, deci știi că acum ne începe un fel de poveste, ci că taicăsul lui fata asta, lui Makima, era un om care îi plăcea să își construiască la fermă acolo la el să facă chestii, ok. Într-o seară, omul Drujba era acolo, la fermă. Tatăl fetei l-a rugat să meargă până în pădure împreună cu ea și să taie niște lemne cu Drujba, deoarece avea nevoie pentru mâine. Și tatăl era destul de obosit, așa că tânărul a acceptat. Oh my god, cred că știu unde se duce povestea asta. În acea seară, totul avea să se schimbe. Când se îndreptau către pădure, o prietenă de-a lui Makima a sunat-o și aceasta a rămas în urmă. La primul copac pe care a încercat să-l taie tânărul, adică omul Drujba, mâna i s-a întors neașteptat din cauza puterii pe care o avea Drujba și și-a tăiat capul în două, iar Drujba a rămas acolo. Absolut sinistru, what? Fraților, bro, poftim? I-a alunecat mâna și și-a tăiat capul în două. Și Drujba a rămas acolo. Ok, fraților, asta chiar e foarte, foarte ciudat. Absolut sinistru. Ok, bun. Păi și stai că ai zis că o să-mi zici de ce bântuie village-ul. Fraților, mi-a luat țeapă, băi. Are o pagină. Băi, am citit tot. Unde mi se zice de ce ăsta, cum zice, de ce bântuie village-ul. Ok. Nu le zice absolut nimica. Bă, atunci hai să mergem în sat, că a zis băiatul ăsta parcă că după ce citesc asta să merg să vorbesc cu sătenii. Ok, numai bine, fraților. O să ne uităm prin sat să vedem dacă e ceva bun. Deci am înțeles că ăla a murit pentru că i-a rămas Drujba în cap și ceva super, super ciudat. Bun, hai să vedem. Uite-l pe villagerul ăsta, dar uite acolo și un pumpkin, bro. Ok, domnule villager, sunt aici în legătură cu omul Drujba, omul cap de Drujba, care am înțeles că vă bântuie satul. Îmi puteți spune și mie mai multe detalii? Tinere, te văd curios, însă te avertizez, nu merită să încerci să rezolvi acest caz și sunt șanse foarte mari să mori, ok? Însă eu te voi ajuta cu tot ce știu. Motivul pentru care omul Drujba ne bântuie satul este mutarea fostei lui iubite aici. Oh
bro! Asta înseamnă că Makima e momentul de față aici? Sau cum o chema pe fata aia? Nu o chema Makima? Ia stai. Makima e aici, bro! Ok. Da, Makima s-a mutat aici și omul drujbo o urăște. Se spune că el crede și acum că Makima știa ce o să se întâmple și de aceea nu a venit cu el în pădure. Holy shit, știți, fraților, că Makima nu s-a dus cu el în pădure și de-aia a murit. Aha, și fantoma lui băiatul ăsta vrea să se răzbune pe ea sau care-i treaba? Urmează să apară omul drujbo foarte curând. Semnele sunt din ce în ce mai clare. What? Urmează să apară omul drujbă foarte curând. Semnele sunt din ce în ce mai clare. Ce semne, bro? Care sunt semnele mai exact? Băi, fraților, da, mult mister în videoclipul ăsta, man. Ei, vede, prea mult mister. Dar care poate să fie semnele, bro? Am văzut și acolo un video ce o să mă duc și la el. A, uite unul aici, mai aproape. Fraților, care poate să fie semnele, bro? Bună ziua, domnule villager. Vin și eu în legătură, am o rugăminte la dumneavoastră. Dacă mă puteți ajuta în legătură cu omul cap de drujbă. Am vorbit cu ceva concetățean al acestui sat și mi-a zis că semnele omului drujbă apar sau ceva de genul. Îmi puteți spune și mie care-i treaba? Omul drujbă nu apare când vrem noi și nici când vrea el. Apare doar când este momentul și se face ritualul. Bro, ce? Ei bine, pe parcursul la câteva luni în sat apar dovleci, efectiv ies din pământ. Da, am văzut dovleacul ăla. Dacă s-au strâns 10 dovleci, noi îi luăm, îi punem pe vertical în mijlocul satului și sus punem o găleată cu lavă. Dacă faci acest ritual, seara, omul drujbo o să apară. Vră ce? Deci îmi zice că dacă există 10 dovleci în sat, noi putem să-i luăm, îi punem pe verticală, nu știu ce, și punem găleata cu lava și apare omul drujbă. Bro, asta mi se pare foarte fake, sincer, adică nu cred că o să se întâmple chestia asta vreodată. Însă hai să vorbim și cu celălalt villager de aici, să vedem ce ne zice și el. Bro, nu este villagerul! Este Makima, man! Holy shit, bro! Este Makima! Salut, Makima! Am venit aici în legătură, vreau să analizez și eu puțin cazul fostului tău iubit, mai exact Chainsaw Man. Sunt foarte speriată, mi-am pregătit aici găleata cu lavă ca să vorbesc cu iubitul meu. Vreau să-l convin că nu e vina mea că el a murit. Cred că încă nu s-au strâns 10 dovleci în tot satul, nu cred că pot face ritualul. Hopa, hopa, ea are găleata cu lavă. Deci, fraților, îl putem invoca pe The Chainsaw Man dacă avem 10 dovleci. Oh, uite încă unul acolo. Mamă, fraților, ce zice să mă bag eu să adun dovlecii? Ia stați două secunde. Fiți atenți, fraților, că îl invocăm pe The Chainsaw Man. Deci trebuie să-l invocăm pe zi și după se face seară și na, seara apare el, am înțeles. Ok, păi hai să tăiem prostiile astea, let's go, baby. Le tăiem, le facem așa, bun, bun, bun. Și ce facem? Punem așa și ne facem un dăsta. Bun. Hai să mergem să luăm. Deci trebuie să fie... Uite încă unul acolo, mamă, frate. Ok, deci cred că sunt 10. Fiți atenți, cred că sunt 10 pe bune. Hopa. Ok, un dovleac. Deci am nevoie de 10 dovleci în total. Holy shit, boy. Și dacă avem 10 dovleci putem să facem ritual. Uite încă unul. Băi, eu cred că sunt 10. Makima a zis că nu sunt 10. Însă eu cred că sunt 10, bro. Hai să vedem. Bă, poate e și în casă vreun dovleac? Pe aici ascuns? Ok, nu, niciunde. Ar trebui să mă uit și în case, bro, sincer vă zic. Să ne uităm și în case, poate... Poate, știi ce zic? E și în case pe undeva. Ok, aici nu e nimic. Nici aici la fel. Uite-l pe ăsta aici, aici nu e nimic. Deci avem 4. Hai să luăm niște mâncare de asta. Deci mai avem nevoie, fraților, de încă 6, matematic vorbind. Bă, nu știu unde ar putea să fie ceilalți 6. Mamă, dacă îmi iau mare țeapă și nu reușesc să-l invoc, nu știu ce fac, fraților. Ok. Nimic aici. Opa, uite unul aici. Deci avem 5. Avem 5, ok. Poate și la villagerul ăsta în casă e vreunul? Opa, și la tine e unul, băi. 6, ok. 6. 6 în continuare. Ia, aici e ceva? 7 la Makima. Ok. Bun, fraților, momentan atâta. Aici nimica, ia, în spate e ceva? O, în spate, mamă, ce am gândit-o pe asta. 8.
Așa. Păi și mai avem, numai clădirea asta o mai avem, fraților. Bănuiesc că aici ar trebui să fie, nu? Da, eram sigur. 9. Băi, fraților, am mers efectiv în tot village-ul. Mai avem nevoie numai de unul? Bro, trebuie să apară acel un dovleac? Dar unde poate să fie, bro? Pă bune. Unde, doamne, iată, mă, poate să fie dovleacul ăla, gen, pă bune? Ok. Shit, man! Let's go! Fucking 10 pumpkini! Ok! Deci, practic, putem să facem ritualul. Hai să vedem care-i treaba. Hai să vedem care-i treaba, fraților. Deci, fiți atenți. Deci, băi, fiți atenți. Deci, dacă facem ritualul, noi nici măcar ăla nu cred că o să încerce să ne omoare, că el are treabă cu Makima. Hai să vedem unde e mijlocul satului. Uite, cred că aici e mijlocul satului, nu? Undeva pe aici, da. Bun, aici, hai să vedem. Deci, am nevoie de 10 pumpkin în sus și lavă, ok, bun. Dar stați prima dată, fiți atenți să mai iau niște lemn ca să pot să plec de acolo. Știi ce zic? Că gen, dacă îmi dau, dacă pun lava, ok, stai, hai să nu tai din casa omului acestuia. Și să merg pe aici, face. Deci fiți atenți, luăm lemnul ăsta, facem ritualul, după ne băgăm în casă și vedem ce se întâmplă. Let's go. Hai să vedem. Hai să vedem, punem asta așa. Bun, hai că 12 blocuri de-astea sunt de ajuns. Hai să facem ritualul, fraților. Ritualul omului Chainsaw. Let's go, baby. Hai să vedem. Hammer high. Let's go. Aici am zis, da? Bun, hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Așa, și acum punem așa. Nu chiar așa. Ok, stați. Stați că am făcut niște calcule greșite. Uite, punem așa. Bun, așa, adică perfect. Așa, bun. Și acum, fraților, punem găleata cu lavă. Nice. Ok. Bun, a rămas și prostia aia acolo, dar nu, vreau să o dau jos. Ok, fraților, oficial am făcut ce mi s-a cerut, nu? Bun. Bun, deci am făcut ritualul. Am făcut chestia asta. Acum, boys, hai să intrăm în casă. O să mă duc în casa lui Makima și o să aștept să vină seara, să vedem dacă apare ceva. Băi și fete, s-a făcut seara și atmosfera este foarte, foarte ciudată. Efectiv, s-a făcut seara și nu s-a auzit nimica, nu am văzut absolut nimica. După cum puteți vedea, villagerii sunt încă afară la locul lor, adică nimeni nu este atacat. Însă, din câte am înțeles, nu sunt chiar 100% sigur, fraților, însă acest The Chainsaw Man o să o atace doar pe Makima. Și Makima s-a băgat aici în casă. Makima, ți-e frică? Am făcut ritualul, dar după cum poți vedea, nu vine nimeni la tine acasă sau ceva de genul. Nu o să ies afară, îl simt. Bro, Makima crede că ăsta e aici, man. Băi, asta e. Ok, fraților, să mă duc să văd care-i treaba, gen. Să mă duc să văd. Mi-e și frică. Bro! Bro, uitați-l acolo, nu cred. Mamă, nu atacă villagerii. Ah, deci o atacă numai pe ea, ok. Mamă, vine către noi! Vine către noi! Makima, ai grijă! Makima vine către noi! Mamă! Makima! Aoleu, nu! Rip Makima! Nu, te-ai dus, Makima! Ai fost, te-ai dus, Makima! Ce să fac? Doamne, nu! Ce-i face la Makima, fraților? Ce-i face la Makima? Aoleu! Nu-i face nimica! Bro, vine după mine! Oh my god, fraților, uitați-vă, este omul cu cap de drujbă care vine după mine. Mamă, deci ăsta dacă îmi dă un hit, efectiv sunt mort. Trebuie neapărat să plec de aici, fraților. Omul cu cap de drujbă este un mit 100% adevărat. Harta asta a funcționat și totul este foarte, foarte creepy. Sper să nu mă prindă, deoarece o să mă facă franjuri. L-am găsit. Astăzi vom încerca un mit foarte creepy pe Minecraft. Băie și fete, în videoclipul de astăzi vom testa un mit care a apărut recent. Deci este un mit nou și creepy. Mai exact, mitul lui Mr. Hobbs pe Minecraft. În cazul în care nu știți cine este Mr. Hobbs, chiar acum aveți o poză pe ecran cu el. Așa, boys, ar trebui să arate în Minecraft, gen după pozele pe care le-au lăsat oamenii care susțin că mitul acesta este adevărat. Însă în cazul în care nu ați auzit de personajul numit Mr. Hobbs, ca să vă explic așa, există un joc numit Mr. Hobbs Play
Playhouse și este vorba despre o fetiță pe care o cheamă Ruby, care are o jucărie numită Mr. Hobbs și Mr. Hobbs asta noaptea ia viață și încearcă într-un fel să omoare pe Ruby. Cam asta este treaba și cica acea jucărie a apărut și în Minecraft și o să încerce să te omoare și pe tine. Și fraților, în momentul de față eu sunt pe această hartă unde cica este Mr. Hobbs. Imediat o să vă explic mitul, însă înainte nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul, și hai să vă zic, fraților, mai exact ce vom face. Deci, după cum vedeți, suntem pe această hartă de Minecraft, dar absolut nimic ca suspect. Însă, boys, această hartă are ca seed următoarele litere, teoretic, Ruby. Deci, literele Ruby. Ruby care este numele fetiței. Și hai să vă zic care este treaba. Se zice că noaptea pe această hartă, după cum vedeți, suntem în jumate deșert, jumate savană, ori în acest village din stânga, ori, fiți atenți, mergem aici jos în această ravină. Deci aici ravină jos este un mineshaft. Dar uitați-vă, e efectiv una dintre cele mai creepy și mari ravine pe care eu le-am văzut vreodată în Minecraft. Uitați-vă la chestia asta. Deci efectiv e full de lavă peste tot. Deci peste tot este lavă. Uitați-vă la chestia asta, boys. Deci absolut peste tot. Se zice că noaptea aici, dacă vezi, deci dacă vezi iepurea, și ideea e că noi oricum o să vedem iepuri, că e biomul de așa natură încât o să vezi iepuri, înseamnă că Mr. Hobbs ori a fost pe acolo, ori este acolo. Și boys, efectiv noi o să așteptăm noaptea, o să vedem dacă găsim ceva iepuri, și dacă găsim, înseamnă că Mr. Hobbs a fost acolo. Bă, ar fi mișto să-l găsim pe Mr. Hobbs, gen că e și șansa să-l găsești, să vezi dacă el într-adevăr este acolo. Așa că, fraților, eu o să mă pun unde, stai puțin. O să mă pun aici teoretic și ce zici, și o să aștept să vină noaptea și după o să încercăm, după cum vedeți mi-am luat niște stack-uri de cobblestone și niște un diamond pickaxe și o să vedem, boys, într-adevăr dacă Mr. Hobbs este adevărat mitul ăsta și Mr. Hobbs într-adevăr există în Minecraft și o să-l găsim sau poate găsim numai iepurii și înseamnă că a fost pe acolo. Eu nu știu, hai să încercăm mitul. Băieți și fete, s-a făcut noaptea și mi-am luat din game mode creative undeva la 64 de torțe pentru a intra în mină și eu zic, fraților, să-i dăm drumul dacă trebuie să intrăm în mină. Bun. Deci acum ar trebui să găsim foarte mulți, gen, să găsim foarte mulți iepurași dacă Mr. Hobbs a fost pe aici, asta din câte văd, găsim foarte, foarte mulți zombie. Teoretic m-am gândit să dau pe peaceful, însă poate n-am, Mr. Hobbs e un mob până la urmă și poate nu mai merge. Bă! Ok, a găsit și iepurași, merg, bă! Ia stai puțin, gen. Știu că... Bă! Acolo, acolo! Bă, l-am găsit! Aba nu, e Iron Golem-ul. Frații mei, bă, voi vedeți că-i iepurașii aici, aba, acolo! Aba, nu, mă, ăsta e altceva, bă! Ce-s cu villagerii ăștia, bro? Bă, voi ați văzut? Uitați-vă! Bă, sunt iepurași, dar sunt mulți, gen, nu? Sau așa se spun? Da, băi, da, mă! Bă! Sunt morți! Mamă, că-i omoră mobii! Bro! Bă, s-au spawnat iepurași aici, amen, bă, nu știu dacă așa se spawnează, gen noaptea în savană sau ceva de genul. Dar nu înțeleg, uite, aici a bubuit un creeper, ce mai probabil a zis să... Bă, da, n-ai cum, man! Bă, uitați-vă câți iepurași, bro! Frații mei, acolo jos. Deci, înseamnă că Mr. Hobbs e aici pe undeva? Bă, că trebuie să-l căutăm neapărat. Mamă, ok, asta doarme. Bă, da, ar trebui să-l vedem, nu? Dacă până la urmă ar fi aici. Bro, bă. Deci clar, sunt mult mai mulți iepuri decât trebuia să fie normal. Deci n-aveți cum să mă contraziceți aici. Însă Mr. Hobbs nu e, bro. Înseamnă că a fost și a plecat. Mai are rost să merge și în mine, man. Bă, pe bune, man. Uitați-vă, aici a explodat un creeper și cu băiatul ăsta, mă, uitați-vă. Asta e un mob rar, rău de tot, de ce ține? Bun, fraților, bă, ne-am uitat peste tot, uitați-vă câți iepuri și aici, menul lol. Deci, bă, ne-am uitat efectiv peste tot și nu găsim nimic. Haideți, boi, să mergem acum în mină. Deci, bă, m-am bucurat așa, nu credeam că o să-l găsiți pe bune, știi? Gen, uitați-vă că ție sunt foarte, foarte mulți. Sunt mai mult decât ar trebui să fie normal, nu? Și credeam că o să-l găsesc, însă, fraților, se pare că am avut ghinion. Bă, dar și aici sunt mulți. Mamă, o fi că pe aici trebuie să intrăm în mine sau? Nu, boys, eu o să intru din ravină, dar mi-e cam frică. Ia stai, man, ia stai, boys, să vedem cum facem. Bun, deci se zice că dacă nu e acolo, înseamnă că e în mineshaft. Dar întrebarea mea e cum ajung... Bă, asta e să-mi pun... Aoleu, bă, mamă, ce m-a speriat. Mamă, bă, uite-te la ăștia. Bă, ce, de ce vine ăștia după mine, uai? Bă, frații mei. Bă, voi ați văzut? Acolo e Mr. Hobbs. Voi vede? Uite-l! Bă, hai că uite-l, sau?
Bă, îs iepurași peste tot, man. Mamă, frate, cred că acolo jos e ceva. Fiți atenți, fraților, o să trebuiască să ajungem acolo jos, dar vă zic că n-am idee cum voi face chestia asta. Deci, pe bune, vreau să ajung acolo jos. Frații mei, dacă murim, deci dacă murim o să vină înapoi aici. Bun. Deci vreau să ajung neapărat în partea acolo, cred eu că e Mr. Hobbs. Hai să vedem dacă vom reuși, let's go, fără să murim. Mamă, bă, deci bă, efectiv vă trebuie rămâna. Deci mi-e așa de asta, pentru că s-ar putea să fie acolo pe bune și să-l pierd, știi ce zic, dacă mor sau ceva de genul. Mă, uitați-vă, acolo e un creeper. Mamă, bă, e un iepuraș aici, dar de ce e un iepuraș aici, pe bune, bro, n-are nicio logică. Bun, asta e. Mamă, mamă, să nu dea în mine sau ceva. Bun, nice, 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 fraților, nice, nice. Mamă, a murit iepurașul, mă, ați văzut cum s-a dus. Acum picăm aici jos. Hai să-mi iau ceva, bun, deci aici ar trebui să fie Mr. Hobbs, în partea asta. Ia o să că se aude. Deci înseamnă, boys, că aici e, pe bune. Mamă, 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 mamă. Bă. Bă, voi auziți? Uite-l! Aba, nu. Oamenii mei, se aude o... De acolo vine! Bă, de acolo vine o... O melodie! Bă, ce naiba? Bă, din partea aia vine o melodie! Bă, acolo, uitați ce iepurașul acolo! Frații mei, bă, vine din partea asta o melodie, nu-s de bun! Bă, eu filmez chestia asta, bun, se filmează totul! Bă, din partea aia vine o melodie! De aici! Înseamnă că aici e Mr. Hobbs! Nu? Bă, sunt mai aproape de melodie! Aici! L-am găsit! Bro, uitați-vă cum se uită la mine și cântă melodia aia, mamă, mori! Dă-i! L-au omorât! L-au omorât pe Mr. Hobbs! Bă, dar tot se aude melodia, sunt mai mulți? Bă, tot se aude melodia, cred că sunt mai mulți! Bă, se aude melodia! Bă! Bă, tot se aude melodia, sper că sunt mai mulți, nu? Mamă, ce se aude, bro, e de undeva de aici sau pentru că el a murit? Bă! Tot se aude melodia, bă, l-am găsit. Dar n-am apucat să fac nimic, că nu credeam că o să-l omoare creeper-ul așa de rapid, boys. Mamă, ce fail! L-a omorât ăla, nu credeam că o să-l omoare așa rapid dacă plec de acolo. Mamă, deci tot îi cântă muzicuța aia. Ei bine, fraților, asta a fost mitul lui Mr. Hobbs pe Minecraft. Bă, deci chiar nu știu ce să zic, bro. Bă, mare, mare fail. Nu credeam că o să-l omoare creeper-ul așa de rapid. Dacă nu-l omora, cel mai probabil mai apucăm să-l mai vedem puțin. Ei bine, fraților, cam atât a fost cu episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Marusian cu și ne vom revedea curând cu episodul de noi. V-am pa pe toți, pa!